Președintele Federației Universă, Adolf Mureșan, a avut o întâlnire astăzi la Târgu Jiu cu 300 de reprezentanți ai minerilor și energeticienilor din Complexul Energetic Oltenia. Mureșan a vrut astfel să le arate sindicaliștilor cu cine face echipă din Gorj și care sunt planurile structurii pentru perioada următoare. Acum am venit să certificăm în numele instituției Federația Univers cine discută problemele minerilor din acest complex energetic. În urma unui Consiliu Național extraordinar și, pe urmă, un Consiliu Național al Federației Univers, zona minieră și energetică din zona dumneavoastră este reprezentată de domnul prim-vicepreședinte Ioan Rușeț și de colegii domniei sale, cu colegii noștri, care sunt pe sectoare diferite, mă refer energie și minerit energetic. Întâlnirea cu reprezentanții a aproape 12.000 de angajați ai CEO, a conducerii Univers, a fost una menită și să tragă un semnal de alarmă salariaților. Semnalul a fost tras și conducerii CEO, cu care cei din conducerea Univers au avut apoi o întâlnire. Au fost două teme foarte importante discutate astăzi, cu tot activul de sindicat, cu liderii de grupă sindicale, liderii de nuclee sindicale, liderii de sindicate și nu numai, la Casa de Cultură, unde în jur de vreo 300, nu, dacă nu greșesc, au fost prezenți ca reprezentanți a celor 11.500 de lucrători din Complexul Energetic Oltenia. Eu sper că s-au tras niște semnale de alarmă și încercăm să uităm trecutul și să ne uităm înspre viitor. Am avut o întâlnire, pe urmă, și cu directorul general al companiei, pe teme punctuale, mă refer la relațiile care vor fi de acum înainte între federație și compania pe care dumnealui o conduce, în sensul că punem dialogul social pe alți parametri decât cât a fost până acum, fiecare își vede de treaba lui, noi de partea socială și de reprezentare, și de partea tehnică și de aducere de bani, de fonduri în cadrul companiei și de dezvoltarea companiei. Ion Rușeț, prim vicepreședintele Federației Univers, a expus și el presei, la fel ca Mureșan, temele discuției cu managerul CEO Laurențiu Ciurel, dar și îngrijorările sale legate de negocierea noului contract colectiv de muncă pe 2015-2016 și negocierea actului adițional. Asigur că suntem extrem de preocupați de negocierea actului adițional și, singur, suntem extrem de preocupați de negocierea noului contract colectiv de muncă 2015-2016. Ne îngrijorează piața de energie, dar totodată avem speranță că vom găsi soluții și trebuie să găsim soluții, mai ales că am intrat în marea familie a Blocului Național Sindical și a Federației Univers, vom găsi soluții să soluționăm toate aceste probleme pe care le avem. Rușeț a făcut public și faptul că a solicitat întâlniri la CEO pentru discutarea aspectelor menționate deja de 3 ori, dar acestea nu s-au organizat pentru că FNM a refuzat să participe la ele, dar și pentru că sindicatul celălalt a absentat la fel, doar că și-a motivat plauzibil absența.